Onorată asistență, vă zic bună ziua tuturor. Întâlnirea prevederilor articolul 45, alineatul 1.3, 53, alineatul 1, 54 din legea privind administrația publică locală, cu modificări și completări ulterioare, la 22 februarie 2022, președintele Raionu a emis dispoziția prin care a convocat consilierii Consiliului Raional din ședință ordinară pentru ziua de astăzi, luni, 7 martie 2022. Despre emiterea actului normativ în cauză, toți consilierii au fost informați prin intermediul telefonii mobile. Conform înregistrării, din 33 de consilieri, sunt prezenți la ședință 26 de consilieri. Sunt cunoscute motivele absenței consilierilor Jidraș Igor, Foca Elena, Curvatu Victor, Băbălău Vasile, Cațăr Sergiu. La moment, lipsa consilierilor Coștei Dumitru și Ojoc Ion nu este cunoscută. Era la comisie, dumnealui acum în sală, probabil se va apropia. Numărul de consilieri prezenți ne permite de a considera ședința deliberativă. Stimați consilieri, la ședință au fost invitați și sunt prezenți domnul Sati Adrian, șef secției administrative militare, domnul Iurii Babin, director Spitalul Raional Drochea, doamna Emilia Lopatenco, șef Centrului Sănătate Anatolie Mânziuc, șefii de secții, direcții din subordinea Consiliului Raional, mass media, societatea civilă. Este propunerea, a declarat ședința actuală a Consiliului Raional Drochea, deschisă. Stimați consilieri, potrivit prevederilor articolul 45, alineat 5, din legea privind administrația publică locală, pe durata unei ședințe este necesar de a alege un președinte care o va prezida. Vă rog să înaintați propuneri. Rotar Adrian, prima propunere. Puchișor Andrei. Supunem în ordinea care a parvenit. Deci cine este pentru ca la funcția de președinte al actualei ședințe să fie ales domnul Rotar Andrean? Vă rog să votați. Permiteți să nu mai propune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cine este pentru ca la funcție de președinte al actualei ședințe să fie ales domnul Andrei Ușor? Vă rog să votați. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Deci domnul Ușor, vă rog să luați loc. Stimați consilieri, articolul 20, alineatul 1 din legea nominalizată, mai prevede și desemnarea unui consilier care va semna deciziile Consiliului în cazul în care președintele ședinței se află în imposibilitatea de a le semna. Vă rog să înaintați propunerile. Rotar Andrean. Mai sunt alte propuneri? Supunem votării candidatura domnului Rotar Andrean la funcția dată. Unanim. Mulțumim foarte mult. Da, bună ziua, stimați consilieri. Este revenit să onorăm drapelul de spate. Vă rog să decizie 18 întrebări. Cine pentru? Vă rog votați. Cavaza. S-a obținut? Contra?
Regulamentul de lucru prevede pentru seminariul primei chestiuni. Modificări sau contextări la, la ordine de zi, aveți? Și în ordinea de zi spune conform dispoziției ședinței. Da. Deci de cum de mori ședinței. Eu am fost la inițial din pare. Vă rog, spuneți la vot așa cum prevedeți. Cine? Deci faptul ăla, ce înseamnă este altă? Că s-o emis dispoziția ședinței, vă rog, în ordine de zi. Așa e din pare, cum spuneți voi, dar este să atâmpă așa. Stimați consilieri, cine pentru? Ca 14 întrebări care sunt pe ordine de decizie, și ca bază, vă rog, votați. S-a obținut contra. Cine pentru ca chestiuni suplimentare de aceste 4 întrebări să fie incluse în ordine de zi? Vă rog, votați. S-a obținut contra împotrivă, împotrivă domnul Marian. Împotrivă. S-a obținut. Regulamentul de lucru prevede pentru examinare primei chestiuni 7-15 minute, vorbitorii în luare de cuvânt 3-5 minute, opinii, propuneri, întrebări la finele ședinței 5 minute. Pe parcursul ședinței, după necesitate, pot fi anunțat un repaus. Păi vă rog strict să ne conducem după regulamentul de lucru. Trecem la prima întrebare, cu privire la... Da. Mă spăsire, legător cu invazia asupra Ucrainei, în semn de recunoștință față de poporul ucrainean, rog să țină un minut de reculegere în cinstea oamenilor care au crezut și copiii nu au crezut în urmă. Deci, la prima întrebare, cu privire la contul de încheiere a decizului bugetar pe anul 2021, la raportul de Vinovici. Dacă sunt întrebări la doamna? Nu. Da, s-a discutat în comisie, comisia a dat aviz pozitiv. Cine are întrebări? Da? Nu sunt întrebări. Cine pentru proiectul decizie 3/1, vă rog votați. S-a obținut împotrivă. Deci am la două întrebare. 3/2. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din soldul disponibil la Consiliul Regional Brochea, raportor Ivan Elena Bilu. Stimați consilieri, deci în cadrul ședinței comisiilor consultative de specialitate au parvenit modificări și completări la proiectul decizii care este prezentat la dumneavoastră și mergem și vă spun care sunt completările. Deci, așa, la, pentru bună asigurarea bunei activități a postului de pompieri din satul Gribova, 140.000 de lei. 100.000 de lei suplimentar se include pentru inscripția medică Spitalul Raional Drochi, Nicolae Testimițanu, pentru stimularea donatorilor de sânge, câte 200 de lei de persoană. Suplimentar în proiect decizie se include 40.000 contribuții la procurarea echipamentului sportiv pentru copiii și juniorii Clubului Sportiv Vulturii. În proiectul decizie, suma de 50.000 contribuții la susținerea financiarea copiilor din High Tower se substituie cu suma de 40.000 de lei. Suma de 13.500 pentru confecționarea plăcilor comemorative la monumentele ostașilor căzuți în război din Afganistan se substituie cu suma de 15.000 lei. Așa, la punctul 2.2 din proiectul de decizie, pentru efectuarea lucrării de reparație a sălii de dans de la ansamblul de dansuri populare Izvoraș, deci suplimentar se include coridor, vestiar, bloc sanitar și parțial acoperișul, respectiv suma se substituie 300.000 lei. În 2.4, la Direcția Asistență Socială, deci se include suplimentar 45.000 de lei pentru acordarea ajutorului financiar, prilejul zilei victoriei, comemorării eroilor căzuți pentru defendența patriei, veteranilor celor de-al doilea război mondial și persoanelor asimilate, participanților la cel de-al doilea război mondial. Deci, la ziua de astăzi sunt în viață 3 veterani și 3 persoane asimilate. A fost propunerea ca la veterani câte 10.000 lei, la persoane asimilate câte 5.000 lei. Și... A fost
Păi, doar persoanele stați conform informației de la centrul militar. Deci nu e vorba cu anumite persoane din oraș sau din state, din raion întreg. Da. Nu, nu a fost prezentat. Asta așa că nu a fost. Informația oficială, dar nu a fost prezentată anume de unde sunt persoanele. Și aici au fost modificările și propunerile în cadrul comisiei. Și, stimați consilieri, da, suplimentar a fost, da, cer scuze, inclusul și... La punctul 2.2, deci a fost suplimentar inclus suma de 120.000 pentru efectuarea lucrărilor de finisare, reparații capitale la blocul alimentar al instituției publice Viorel Ciobanul din satul Șuri. Astea sunt modificările. Și, domnilor consilieri, cer scuze la 1.2.1, deci suma ce ține de achitarea suplimentului la salariul de funcție ce pe personalul din cadrul aparatului președintelui Raionul din cadrul Consiliului, deci suma în rezultatul calculurilor finale este de 120.007.000. Ca să corectați. Întrebări? La proiectul decizie 3/2. Stimați consilieri, cine pentru? Vă rog, votați. S-a obținut contra? Trecem la 3 întrebare. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Regional, raportorul s-a înțeles. Stimați consilieri, la proiectul decizie iarăși sunt careva completări. Deci este propunerea ca suplimentar în anexa numărul 1 de mai inclus 3 persoane. Cred că nu știu cum e corect să dau 4 numere persoanelor sau nu. Deci din orașul Drochea și din Ochiul Alb. Sunt două persoane cu câte 5.000 lei și o persoană cu 1.000 de lei. Stimați consilieri, cine pentru, vă rog votați. S-a obținut contra. Deci am la a patra proiect. Cu privire la repartizarea componenței normale de 2% a transferurilor categoriale conform noi formule de finanțare a Institutului de Învățământ. Raportor Ion Grecean. Comisie. Aveți pozitiv. Stimați consilieri, cine pentru? Vă rog, votați. S-a abținut? Contra? Deci am la proiectul decizie 3/5. Cu privire la modificările și completările ce se operează în unele deciziile Consiliului Regional. Raportorul Oxana Pigur. Dacă sunt întrebări. Sunt întrebări? Comisia dispozitivă. Comisia dispozitivă. Stimați consilieri, cine pentru? Vă rog, votați. S-a abținut? Contra? Ducem la proiectul de decizie 3/6. Cu privire la expunerea la licitație publică cu strigare de vânzare unor bunuri proprietate publică în Consiliul Regional Drochea. Simeon Ojolan, raportor. Comisia? Aviz pozitiv. Întrebări? Vreau să înțeleg și să explic cineva ce poți ele procurate la moment. Și noi am revin de sub pe domnul Ojolan. De ce state procurării? Deci, în anul 2019 a fost fondată Consiliul Prezident, a fost fondată de plângerea municipală, care trebuie să prezintă servicii. Din fondul rutier a fost procurat tractorul cu ultimatele respective, odată cu alegerile locale, deci de către dumneavoastră Consiliul respectiv, a fost abrogată fondarea plângerii municipale. Consiliul Regional ca autoritate publică nu poate să presteze servicii. Și tehnic asta să ținem în impozit, tot nu putem. De aceea a fost scoasă la licitație, în urma estimării, deci prima dată când a fost estimată în 2021, a fost estimată la prețul de 677.000, la momentul actual s-a estimat în sumă de 648.934. Și noi expunem, conform raportului de evaluare, 755.000. În 2 ani de zile, din 2019, 3 ani de zile. Nu e o evaluare, nu e o evaluare.
camera de comerț. Noi fac bani să avem 20 milioane de lei. Fix ca credit, credit. Mai întrebări? Raport, conform raportului de eroare efectuat de către instituția licențială. Să înțeleg că reacția Consiliului nu va fi așa, că tot felul poți să vină. Discuție. Vă împărați pe cei 20 milioane, nu? Bine. Stimați consilieri, cine-i pentru? Vă rog votați. În cam fine, dacă o să fie înscriși careva din participanți la tractorul dat, prețul final o să fie 750.000. Deci pierderile o să fie numai 40.000. Deci întrebarea în vrășie, cum e vorba numai de tractor? Că noi am spus că nu le vindem aparte, dar le vindem în complet. În complet. Dar tot cu utilajul. Domnul Jovan, stimați consilier, cine pierde, vă rog votați. S-a obținut contra. Decem la proiectul decizie 3/7, cu privire la casarea unor bunuri în proprietate publică a Consiliului Regional. Deci, stimați consilier, tot în cadrul comisiei a fost impus suplimentar și de la instituția publică Gimnazium Creangă Țarigrad. Deci este vorba de niște utilaj tehnic în sumă de 86.375. Este actul de la că nu mai pot fi supuse, deja reparații și utilizate în continuare. Comisia? Aviz pozitiv. Stimați consilieri aveți întrebări? Cine pentru, vă rog votați. S-a abținut contra. Deci am întrebarea la 3/8. Cu privire la repartizarea profitului net obținut din IM, biroul de producție și proiectare al arhitecturii și arhitectului șefului Ion Broche, raportor Viorel Rotaru. Viorel Rotaru. Cine-i pentru? Vă rog votați. Abținut contra. Trecem la proiectul de decizie 3/9. Cu privire la aprobarea acordului de cooperare între Consiliul Regional Broche și ziarul nostru. Raportor. Cât poate acordești? Punctul 2, 2, 3, mai așa și mai mare finalitate. Ceva condiție că poți fi stabilit niște prieteni mari pentru la noi, atunci am să ajungem ca să alocăm un punct de bani pentru decizia asta. Vă rog, vă rog să vă expuneți. Vă expune punctul 2, 2, 3. Voi stabilim postul de acum. Noi cum nu poți stabilim la următoarea ședință? Da, am asta la Comisia de Gestion? La Comisia de Gestion. Vrem să luăm o pauză și... Deci noi, la moment, oricum contractăm și cu Glia Drocheană și cu ziarul nostru. Nu văd aici Glia Drocheană, scris și altul. Păi acordul ăla dat e cu ziarul nostru. Nu s-au venit moarte în trei ca bază, așa, pe lună sau pe anul. Dacă n-ai prieteni. Nu-i dator, nu... Nu-s prieteni. Nu-s prieteni. Nu-s prieteni. Nu-s prieteni. Nu-s prieteni. În dependență de informația care va fi difuzată și nu o să... Să știm prieteni. Dar tu s-au găsat la contabilizare. De pe domnul Rambo. Să stăpânem 100.000 de lei pentru... Dar până la urmă, îi spunea cum câte. Doamna Rubic,
care sunt consecințele de la votare? Doamna Țiana, când trecem de ședința viitoare, vă dați și la aviață, în evidență, în principiu de care? Cum tot îți cum dorești, poți? Da, decizia mă aparține, excludeți punctul de excludere. Nu, dar spune la voastră. Cât o să expun? Stimați consilieri, cine-i pentru? Proiectul de decizie 3-1, vă rog, votați. 1, 2. Proiectul propus dumneavoastră. 2. Împotrivă? Abținuți? Trecem următoarea întrebare, 3-10, cu privire la modificarea oficiului teritorial Soroc al Cancelarii de Stat. El primite 4/09/56/2022. Raportor Simonul Pojolândă. Comisia juridică. Propuneți pe domnul da, și propunere de inclus în clauză de emitere articolul 51 alineat 4 prim din legea privind administrația publică locală. Care prevede personalul aparatul președintelui raionului și subdiviziunilor Consiliului Raional are statut de funcționar public și cap sub incidența legii numărul 158 cu privire la funcție publică, statutul funcționarului public. Întrebări? Cine mai e? Mă împărcesc. Eu vreau să duc la cunoștință consilierul raional, Tuloche, că cancelarea de stat a Soroca, notificarea dată de 28 negativ și în baza articolului 436, legii pastării de la zi, spus, articolul 43, înseamnă că dacă persoanele date au statut special, înseamnă că ele trebuie să meargă să ocupă în bază de concurs. Și ca să nu ajungem iar prin judecăți, că am ajuns noi mai de mult, mai avem alte cereri la moment de față, ca tot alte să preocupe, iar din urmă, în bază de înaintea de producerea Consiliului Regional, dar nu prin bază de concurs. Vreau să vă cunoșteți că eu vreau să ajungem iar prin judecăți, iar să judecăm. Este articol, este lege. Cancelarea de stat a dat negativ. Nu-i legitim. Stimați colegi, tot referitor la legea numărul 100 la care s-a referit și cancelarea de stat. Aici ne confruntăm cu două norme. Una, o normă generală. Am vedere legea privire la administrația publică locală. Și altă normă, normă specială, care se referă strict la subiecții de drept, adică funcționarii publici. Este o normă specială. Când se confruntă două norme, una generală și una specială, legea ne spune, se pune în aplicare legea specială. Bine. Stimați consilieri, cine-i pentru, vă rog votați. Contra? S-a obținut? Contra? Nu, contra. Eu am votat contra. Contra. S-a obținut? 1, 2, 3, 4, 5. 5 abțineri. Da. Trecem la proiectul decizie 3-11, cu privire la... Da. Deci 5 abțineri, 2 voturi împotrivă și 22 de voturi pentru. Trecem la 3-11, cu privire la măsurile de pregătire și desfășurare incorporării în serviciu militar în termen, serviciu militar cu termen redus și serviciu civil în anul 2022. A zis pozitiv. Cine-i pentru, vă rog, votați.
Contra? S-a abținut? Trecem la 3/12. Cu privire la acordul de dare în locațiune unor spații, proprietate publică a Consiliului Regional. Simona Jordan. Comisia? Stimați consilieri, cine-i Pietru? Vă rog, votați. Contra? S-a abținut? 3/13. Cu privire la transmiterea încomodată a unor bunuri imobile, proprietate publică a Consiliului Regional. La vot. Cine pentru? Vă rog, votați. Contra? S-a abținut. 3/14. Cu privire la numirea în funcție de șef al IMPSP, Centrul de Sănătate Mândric. Domnul Mihail, poate că este în sală. La vot. Cine pentru? Vă rog, votați. Contra? S-a abținut. Am o întrebare, n-am spus să-mi iarăși un lăt. Nu. Tot așa. Ca să nu punem oameni în situație, pentru că numim în anumit care până pe anumit, la urmă ar trebui să fie acumat decizie și de neconcurs. Poate, nu înțeleg, că nu vedem că nu mai are acolo importanță care să fie. De exemplu, la funcția. Nu mai are. Comisia juridică, odată, are fost spus așa. Bine. Votat. Felicitări. Mergem la... Dacă aveți ceva de spus... Ce să vă mulțumesc? Ce să? Mergem la următorul proiect 3/15. Cu privire la transmiterea în gestiunii economică a unor bunuri proprietate publică a Consiliului Regional Drăghe. Simon Urban. Cine-i Pietru? Vă rog, votați. Domnul Tari, votați? Vot. Votați. Contra, s-a abținut. La 3/16. Cu privire la primirea, în transmiterea, în gestiune economică, în urmă bună în proprietate publică, Consiliul Regional Drăghe. Simona Jordan. Comisia? Da. Cine-i Pietru? Vă rog, votați. Contra, s-a abținut. Zicem la decizii 3/16. Cu privire la acordul de dare în locațiune unui spațiu în proprietate publică, Consiliul Regional. Inițiator și raportor, Ghenadi Mor. Nu, nu, nu. Vă rog. 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 Da, de-am zis că nu vreau să Modificările aveți tot? Nu, da, deci mă duc la cunoscuții. Deci, la punctul 2. Vasilean Alexei, președintele Raionului Drobia, în comun cu se excluzie. La punctul 3. Se abrogă punctul 1-2. La punctul 2. Se abrogă parțial. Adică Emilia Lopotent, o șefă în Universitatea Centrului de Sănătate Drobia, Anatolie Mandri. Stimați consilieri, cine-i pentru proiectul de decizie 3/17, vă rog votați. Vă rog să-mi spuneți numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cine-i contra? S-a abținut? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Trecem la următorul proiect de decizie 3/18. Cu privire la promovarea în funcție publică a conducerii de șef direcției economiei, construcții și poliției adiționale, Consiliul Regional. Raportor, Vasileanu.
discuții. Cine-i pentru? Vă rog, votați. Împotrivă? Contra? S-a abținut? 2-3. Stimați consilieri, vă mulțumim pentru ora de zi. Stimați consilieri, și noi la ședințele precedente, tot ar conveni ca odată în ședințele ordinare, deci cineva din recomandatorii care se suport la procedura de masă, ei codare în seama toată atenție. Părere de ori acum mult ședin spre, deci domnul președinte nu vrea să inițieze, nu știu de ce. Nu înțeleg care e sensul. Adică, cred că ar trebui o dată și pe tanță. Am să văd că să dăm o notă informativă de consilieri. Doamna Irina, zic. Stimați consilieri, venim cu propunere în fața noastră ca să facem o tradiție în Consiliul Mandor, că noi avem deja 2 ani, votăm decizii, dar nu știm cum să ne trăiesc. Să facem o tradiție ca în următoare ședință, prima întrebare, fie impusă raportul despre executarea deciziilor care noi își adoptăm. Ce se face? Cum să reprezintă deciziile de noi votare? Stimați consilieri, doamna Irina v-a prezentat o informație, notă informativă vis-a-vis de, dacă ne ținem la ședința anterioară, s-a constituit o comisie pentru examinarea cererilor de la bănci de credit. Dacă aveți întrebări sau doamna Irina dorește suplimentar să vă comunice ceva? Deci a fost expediată la toți consilieri. Acum a prezentat. Deci dacă nu sunt tradițional, felicităm omageații care și-au sărbătorit ziua de naștere. Deci de la ședința precedentă până la aceasta am avut omageată o doamnă, doamna Svetlana Coie, care la data de 2 martie și-a sărbătorit ziua de naștere. Suntem în preajma unei frumoase sărbători, suntem în preajma zilei femeilor, deci practic este mâine, permitem domnul președinte ca pentru toate doamnele consiliere să vină câte un buchet de flori, să vă ureze multă sănătate, realizări frumoase, succese și să fiți mereu tinere și frumoase și calde la suflet și sănătate.